Deschidem cuvântul Domnului la Psalmul 31. Voi citi de la versetul 9 la 16. Din Psalmul 31, de la versetul 9 la 16. Cuvântul Domnului spune în felul următor: Ai milă de mine, Doamne, că sunt în strâmtorare. Fața, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare. Mi se sfârșește viața în durere și ani în suspinuri. Mi s-au slăit puterile din pricina fărădirejilor mele și îmi putrezesc oasele. Din pricina potrivnicilor mei am ajuns de ocară, de mare ocară pentru vecinii mei și de groază pentru prietenii mei. Cei ce mă văd pe uliță fug de mine. Sunt uitat de inimi ca un mort. Am ajuns ca un vas sfărâmat. Aud vorbele rele ale multora. Văd spaima care domnește împrejur. Când se stăruiesc, sfătuiesc ei împreună împotriva mea și uneltesc să-mi ia viața. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și zic, Tu ești Dumnezeul meu. Soarta mea este în mâna Ta. Scapă-mă de vrăjmași și de prigonitorii mei. Vă să lumineze fața Ta peste robul Tău. Scapă-mă prin îndurarea Ta. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în seara aceasta, aici în Biserica Emanuel, în momentul acesta, în fața dumneavoastră celor ce mă ascultați, în altă ocazie, voi veni cu un mesaj care este partea a doua a mesajului despre depresie psihică și cura pentru ea, așa cum apărea din Psalmul 42. Psalmii sunt atât de transparenți, cuvântul lor este atât de direct. David, Solomon, Etan Ezrahitu, fiul lui Core, cei ce au scris psalme au fost oameni ca și noi, oameni care s-au zbătut cu aceleași probleme ca și noi, oameni care au trecut prin aceleași condiții ca și noi. Da, în alte timpuri, situația însă era aceeași. Uitați-vă împreună cu mine în acest psalm și veți redescoperi aspecte legate de prăbușirea sufletească, de cădere psihică, de depresie psihică. O maladie care lovește societatea contemporană profund. Nu există colț al societății unde depresia să nu fie experimentată. Versetul 4. Găsim laț întins de vrăjmași, deci tot întreg psalmul 31 ne uităm la el. Și uneori acești laț este întins de membrii familiei. Alteori cursa aceasta este întinsă de prieteni. Alteori de colaboratori. De exemplu, cum spunem psalmul 41:9. Chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea. Este o experiență prin care aproape orice om de sub soare a trecut, o experiență care descurajează. Versetul 7, partea a doua. Vezim ticăloșia mea, adică în ebraică este secretul murdar al vieții mele, care mă chinuie, mă mistuie, mă tem să nu fiu făcut de cunoscut și lucrul acesta mă terorizează, îmi produce depresie, pentru că de fapt păcatul aduce multă depresie. După ce trece starea de euforie, vine apoi realitatea. Versetul 10.
durere, suspinuri. Versetul 11. O ocară sau rușine pentru vecinii mei. Versetul 11, partea finală. Cei ce mă văd pe stradă fug de mine, deci ești abandonat. O altă cauză care te face, mă face să dau înapoi, să fiu zdrobit, să fim zdrobiți, sufletește. Versetul 12. Sunt uitat de inim ca un mort. Nu mai ai nicio importanță pentru semenul tău. Valorezi cât un hoit. Și lucrul acesta depresează. Versetul 13. Spaimă, teroare. Și în adevăr, când te uiți în jurul tău, toate știrile, toate sunt depresante. Numai teroare, numai necaz, numai probleme. Și frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă astfel de stări l-au descurajat pe un împărat și profet ca David, cu siguranță că astfel de stări ne pot descuraja și pe noi, și pe mine, și pe tine. Îmi plac psalme pentru că, așa cum am spus, sunt așa de transparenți, atât de direcți și vorbesc atât de direct sufletului nostru. De aceea, haidem din nou să ne uităm în cuvântul Domnului și mesajul care voi veni în fața dumneavoastră în această a doua parte se intitulează Depresie, uitare și restaurare. Depresie, uitare și restaurare. În primul rând ne vom uita la o dimensiune a depresiei sufletești. O dimensiune a depresiei sufletești. Cât de puternică poate să fie o depresie? Cât de puternică poate să fie o amărăciune sufletească? Cât de puternică poate să fie o prăbușire lăuntrică, emotivă a oamenilor? O zdrobire a Duhului? În cuvintele lui David din acest psalm, dimensiunea aceasta a depresiei este una dublă. Prima, o dimensiune care cuprinde toată ființa. Uitați-vă cu mine în versetul 9. Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare. Și uitați acum cuvântul. Fața, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare. Deci când amărăciunea vine, îți cuprinde toată ființa. Toată ființa. Fața este expresia sufletului și a Duhului. Sufletul este personalitatea din tine. Trupul, sub depresie, se îmbolnăvește. Și de aceea, lucrul acesta, când îl experimentezi, cauzează durere. Nu-i numai o durere în inimă. După cum vom vedea pe parcursul prezentării, te dor toate. Te dor oasele, te dor spatele, te dor mâinile, te dor picioarele. Te duci la doctor și nu-ți poate găsi niciun diagnostic și nu o să-ți găsească. Nu o să-ți găsească. Pentru că nu este o cauză fizică, măcar că te dor toate. Cauza este psihică, cum spune David în Psalmul 32, în partea cealaltă, versetele 3 la 5. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, deci durere. Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Și atunci s-a gândit să caute o soluție. Deci o dimensiune a depresiei este că îți prinde toată ființa. Și lucrul acesta este descurajant. Apoi, cea de-a doua dimensiune este una care distorsionează noțiunea de timp. Distorsionează noțiunea de timp. Versetul 10. Mi se sfârșește viața în durere și ani în suspinuri. David are impresia că are un chin etern. De fapt, un om în depresie psihică, îi se pare că nu se mai termine cu el. Deci are o părere distorsionată, denaturată despre timp. Și nu poți să-l acuzi, nu poți să o acuzi. Pentru că dacă stă
O zi în durere, două, trei, un an, doi, zece. N-ai să auzi de la o ființă care trece prin asemenea experiențe decât acești termeni. Uitat, pentru totdeauna, lepădat, pentru totdeauna, nu mai ascultă niciodată. Este distorsionată noțiunea de timp. Nu mai ai posibilitatea aceea de a vedea corect și de a percepe corect pe Dumnezeu. Și lucrul acesta aduce o durere nu numai pentru cel sau cea care suferă, aduce durere pentru întreaga familie. Pentru că nu neapărat în sensul greu al cuvântului, să fiu înțeles greșit, un om în depresie devine parcă o povară pentru familie. Nu este povară în sensul că nu-l mai poți duce sau nu-l mai poți duce, dar familia nu mai găsește resurse cum să vorbească, cum să se adreseze, cum să vină în ajutor, cu ce cuvinte să încurajeze, cu ce cuvinte să îmbărbăteze, cu ce cuvinte să ridice. După ce ne-am uitat în cuvintele lui David, la aceste dimensiuni, deci toată ființa și distorsionare de timp, haideți să ne uităm în al doilea rând la cauze ale depresiei sufletești. Am văzut și în Psalmul 42, acolo mi-a numărat 6 din ele. În Psalmul 31, David enumeră 4 din aceste cauze, care sunt foarte evidente și dacă în casele dumneavoastră, dacă dumneavoastră și ce mă urmăriți la internet, observați pe cei de lângă dumneavoastră, în loc să-i acuzați, în loc să-i puneți jos mai tare și așa sunt cu duhul și cu sufletul jos și fără putere de a se ridica, ar trebui să vă dați seama ce se întâmplă cu ființele acestea dragi și cum am putea să le ajutăm. 4 cauze. O primă cauză care provoacă depresie după David în acest psalm, și nu uitați că sunt toți inspirați de Duhul Domnului, este uneori un păcat nemărturisit. Uneori un păcat nemărturisit. Versetul 10, partea finală. Mi s-au sleit puterile din pricina fără legilor mele și îmi putrezesc oasele. Da, uneori este un păcat nemărturisit. Uneori, deci nu întotdeauna, ca să nu trageți concluzie greșită. Și David spune tocmai acest lucru. Câtă vreme am tăcut, mă topeam, gemeam, m-am dus la doctor și degeaba. Am încercat tratamentul cu tare și degeaba. Mi s-au făcut investigațiile cu tare și degeaba. Nu mi-au găsit nimic, dar toate mă dor. Și pentru oricine care stă în fața Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos în momentul acesta și ascultă un mesaj din acesta, este bine să-și pună și această întrebare. Oare de ce este zbuciumul acesta în sufletul meu? Oare de ce este amărăciunea aceasta în inima mea? Pentru că inima sau sufletul este același lucru. Oare de ce este această agitație, această neliniște? Nu cumva este totuși un păcat pe care l-ai săvârșit și nu l-ai mărturisit sau un păcat în care încă persiști? Pentru că dați-mi voie să vă amintesc din nou. În păcat există atracție, există frumusețe. Biblia recunoaște acest lucru. Despre Moise, în Evrei 11, se spune, el n-a vrut să guste plăcerea de o clipă a păcatului. Deci există atracție în păcat. Este împachetat frumos. Este echipeș, făt frumos. Arată bine. E bine zidit. Știe să vorbească. Are limbă ascuțită. Are Mercedes. Oh. Nu știu ce mai are. Arată bine, domnișoara. Știe să zâmbească, face gropițe în obraz. Oh. Și s-a topit, eu în română. Dar cum vă spuneam dimineață, chiar dacă șarpele e de bronz, mușcă. Și după ce a trecut momentul acela, clipa aceea de plăcere, indiferent în ce domeniu,
Nu vă gândiți numai unilateral, indiferent în ce domeniu. După ce a trecut clipa aceea, vine remușcarea, vine conștiința agitată de Duhul Domnului, cercetată de Duhul Domnului. Și nu-ți găsești liniștea, nu-ți găsești pacea. Te chinuiește conștiința. Te temi, cum spuneam, să nu fii descoperit. Te temi că îți vei pierde chipul acela imaculat de fată cinstită, băiat cinstit, cu renume, cu reputație, din familie mare. Să nu se știe despre caracterul tău. Și pentru că vei continua în această stare, cu acest joc al păcatului, te vei trezi într-o zi cu o boală în oasele tale, pe care îți spun, o spune cuvântul Domnului. Nu există medic să poată să o remedieze. Poți să iei orice medicament. Poți să iei orice medicament, că nu ajută. Fiindcă începe mâna Domnului să apese. Așa spune cuvântul Domnului și aș vrea să-l citesc din nou. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. De ce îl dureau oasele când el avea problemă cu sufletul? Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea și mi se usca vlaga, puterea. Deci, frați și surori, doamnelor și domnilor, păcatul trebuiește mărturisit. O cauză a depresiei, în cazul lui David. Nu știu care este cazul tău, nu vreau să îmi implic pe nimeni nimic, dar cercetează-te. Uneori este păcatul. Alteori, cauza depresiei, a amărăciunii, a doborârii, a căderii tale, este abandonare de către cei dragi. Versetul 11. Din pricina potrivnicilor mei am ajuns de ocară, de mare ocară pentru vecinii mei și de groază pentru prietenii mei. Când mă văd pe uliță, fug de mine. Fug de mine. Sunt două feluri de relații între oameni. Două feluri de abandonări. Uneori noi fugim de oameni și alteori ei fug de noi. E când cineva îți întoarce spatele, aceasta este descurajant. Mai ales dacă ființa aceasta este ființă dragă ție, membri din familie, frați din biserică, prieteni, colegi de serviciu, colegi de școală. Noi trăim în societate, suntem ființe sociale și în relațiile acelea sociale dezvoltăm o prietenie mai aproape sau mai îndepărtată și în relațiile acestea, când abandonarea se produce, lucrul acesta este cu durere. Este cu durere. Și spui întrebarea, dar de ce? Dar de ce? Nu te mai bagă în seamă, nu mai vorbește cu tine, nu te mai întreabă, nu îți răspunde la salut, nu se mai uită la tine. Prietenii mei spun, fug de mine. Nu numai pe uliță, nu numai pe stradă. Te duci la mall și dacă te-a zărit, întorce pe colțul celălalt. Ați trecut pe acolo, nu? Pe la mall. Vii la biserică, nici aici nu te observă. Nici aici nu te bagă în seamă. Este abandonare. Apoi, după păcat sau abandonare, alteori este uitarea ta de către cei dragi. Versetul 12. Sunt uitat de inimi ca un mort. Am ajuns ca un vas fărâmat. O, aceasta este groasnic. Să te uite soțul, să te uite soția, să te uite copiii, să te uite ginerii, este descurajant. Este descurajant. Și spui întrebarea, de ce? Să te uite cei la care le-ai făcut mult bine și să fii pentru ei considerat de aici încolo doar un hoit, o nimica, un putregai. Frați și surori, doamnelor și domnilor, lucrul acesta se întâmplă destul de des, mai ales în comunitatea noastră din emigrație. Ți-ai deschis casa,
la noul venit, i-ai primit, i-ai binecuvântat cum ai știut mai bine, i-ai ajutat cum ai știut mai bine. Vi s-a întâmplat lucrul acesta? Să veniți să mă rog cu dumneavoastră. Și a uitat. Ba încă, dacă ți-a plecat din casă, se duce cu 1000 de povești, cu 1000 de invenții, cu 1000 de acuzații. Fă-i bine și ți-a întors spatele. Fă-i bine și nu te mai cunoaște. David trece pe acolo și uitați, el este împărat. El este împărat. Sunt uitat de inim ca un mort. Și apoi este cea de-a patra dimensiune care provoacă depresie, este uneori frica. Versetul 13. Aud vorbele rele ale multora, văd spaima, teroarea care domnește împrejur când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea și uneltesc. Este frica de frică în sine. Este frica de asasinarea caracterului, cu vorbe grele, cu vorbe rele, cu vorbe caustice, cu vorbe neadevărate. Vă spuneam într-o împrejurare, dați-mi voie să vă aduc aminte din nou, chiar dacă am să depășesc ora 8, să nu intrați în depresie. Eram în Chicago la evangelizare. Am predicat, știu, 5 sau 7 seri la rând. Și am fost în această familie care m-a invitat la masă. Și familia a zis, frate Godar, n-ați putea să veniți la noi înainte de serviciu divin? Că noi mergem noaptea la lucru. Bă, vin când mă chemați. Și să veniți mai repede. M-am dus mai repede cu niște prieteni. Au mai venit și alte familii. Dacă mai chemăm pe cineva, vă supărați, vrem să vă punem câteva întrebări, vrem să vorbim cu dumneavoastră. Nu mă supăr. Casa dumneavoastră, chemați pe cine vreți, nu? Când am ajuns, am dat mâna cu cei prezenți acolo, după ce am ajuns eu, a venit un tânăr, așa, între 25-30 de ani. A salutat, cu pace, și s-a luat și el un scaun acolo. Am povestit noi și între timp vine gazda și spune, fraților, îmi cer scuze că am întârziat un pic, dacă masa e gata, haidem să mergem să mâncăm și apoi zice să stăm puțin de vorbă cu fratele Gov și să mergem să ascultăm o predică în seara aceasta. Tânărul care intrase ultim a zis, cu cine să stăm de vorbă? Și cu fratele Gog. Cu fratele Gog? Da, cu fratele Gog. A, zice, cu excrocul ăla care umblă și predică toată lumea? Gaza săraca s-a descolorat când a auzit așa ceva. Imaginați-vă să chem pe cineva în casă și să ai o întâlnire de felul acesta. S-a făcut liniște, că n-am mai știut cum să continue discuția așa. Am zis, hai să încerc să o dezamorsez eu. Și am zis, nu vă supărați, dar dumneavoastră îl cunoașteți pe fratele ăsta Gog. Domnule, eu îl cunosc prea bine. N-a produs ăsta casete multe, nu vorbește la radio peste tot. Zic, bă, da. L-am întâlnit de câteva ori și am spus, lasă-te, domnule, de meserie, că nu-i de tine. Asta e un șmecher, domnule, zice, e un ex-croc, ăsta umblă după bani. Deci îl cunoașteți. Nu știu de câte ori l-am întâlnit până acum. Am zis, domnul meu, uite în ochii mei, ăsta e Lazar Gog. Eu sunt Lazar Gog. S-a uitat la mine, s-a uitat la gazdă și gazda săraca fără graie. E lui! Dacă el, eu am plecat. Și s-a dus. Ei, lucrurile acestea descurajează. Asasinările acestea de caracter. Vedeți, David spune. Este teama aceasta. Ajungi într-un impas în care nu mai știi, domnule, încotro mă duc, ce fac? Și chiar dacă de multe ori ne deranjează acest termen în biserică să-l folosim, nu depresie psihică, da, în depresie psihică.
melancolie, descurajare sufletească, amărăciune, cum spune aici, suspin, sleire de puteri. Ce se întâmplă când ajungi în faza aceasta? Deci cel de-al treilea aspect, ce se întâmplă? Zbucium și incertitudine. Zbucium și incertitudine. Când ajungi în stare de depresie, ești într-o stare de, în sensul luării deciziilor, de luptă între a face bine și a-ți face dreptate. A te apropia de Domnul și a căuta să te revendici singur. Uitați-vă în cazul lui David două aspecte principale. Primul, rugăciune pentru biruință. Versetele 14 la 16, ia auziți-l. Dar eu mă încred în tine, Doamne, și zic, Tu ești Dumnezeul meu. Soarta mea este în mâna Ta, scapă-mă de vrăjmașul și de prigonitorii mei. Fă să lumineze fața Ta peste robul Tău, scapă-mă prin îndurarea Ta. Rugăciune. Rugăciune de biruință. Și pentru cei ce pot să studieze în limba originală, în ebraică, acest pasaj, când David se roagă, în psalmul, în versetul 14, folosește numele lui Dumnezeu de două ori, cu două titluri diferite. Prima dată, când spune, dar eu mă încred în tine, Doamne, el spune, dar eu mă cred în tine, Jehova, Yahweh, Jehova, Yahweh, adică Dumnezeul legământului. Este interesant lucrul acesta și este important să știți. Pentru că Tu ai făcut un legământ cu noi, că ești cu noi în fiecare zi, ne aperi. Deci folosește numele lui Yahweh sau Jehova. Și legământul Tău este să ne păzești, să ne ocrotești. Eu mi-întorc fața, mă rog către Tine, dar nu prea văd că se întâmplă mare lucru. Și apoi continuă în rugăciunea lui și folosește cel de-al doilea termen. Și zic, Tu ești Dumnezeul meu. Și când spune Dumnezeul meu, spune, Tu ești Elohim. Elohim însemnează Dumnezeul creației. Creației. Care este sugestia Duhului Sfânt în rugăciunea lui David? Sugestia este aceasta. Tu ai făcut legământ că mă aperi și eu tot în criză sunt. Mi-aduc aminte însă pe de altă parte că Tu ești Dumnezeul creației, Doamne. Și când mă uit la creație, este drept. Creația este în haos la ora aceasta. Este în haos. Dar știu că totuși Tu ții în control. Uitați-vă la pasaje ca acestea. Psalmul 19, Psalmul 148 cu 6, 119 cu 90 la 91, Ieremia 33 cu 25. Dacă n-ar exista încă legile pe care Dumnezeu le-a dat în creație, ar fi haos de-a binelea în cosmos, s-ar ciocni toate planetele și toate stelele. David vrea să spună, Doamne, totuși, încă legile Tale funcționează, chiar dacă este haos. Doamne, uite-te la mine, este haos în viața mea. Este haos în duhul meu. Este haos în mintea mea. Este haos în spiritul meu, în sufletul meu. Doamne, Tu ești Elohim. Fă să văd că controlezi situația. Deci rugăciunea lui este o rugăciune curată, bună. Este haos în atitudinea mea. Este haos în relație cu membrii bisericii, cu membrii familiei. Este haos în relație cu Tine și cu mine însumi, Doamne. Vino în ajutorul meu. Și cum prinde un pic de liniște, de aceea am spus că în faza aceasta este zbucium. Este zbucium. El face o rugăciune de răzbunare. Uitați-vă în versetul 17 și 18. Deci pentru că încă nu este rezolvat în problema lui de depresie, în problema lui de necaz, este în zbucium și în incertitudine. Acum se roagă pentru răzbunare, versetele 17 și 18. Doamne, să nu rămân de rușine când Te chem, ci să rămână de rușine cei răi și ei să se pogoare muți în locuința morților, să amuțească buzele mincinoase care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie și dispreț împotriva celui neprihănit. Un om depresat este un om care privește în jos. Este un om care nu se poate ridica din condiția lui sau condiția ei.
Dar când are anumite momente de sclipire, se roagă Domnul, pe de altă parte, cum am spus, încearcă să se îndreptățească. Și îndreptățirea este una copilărească. Se roagă pentru răzbunare. Se roagă pentru punerea la punct a celor care poate au contribuit la aducerea lui sau aducerea ei în această stare. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, o rugăciune de felul acesta nu rezolvă criza, nu rezolvă depresia, nu rezolvă amărăciunea sufletească, deci nu trebuie să fie între noi. Haideți să luăm modelul Iisus. Modelul Iisus este acesta. Luca 23:34. Când este bătut, când este scuipat, când este uitat de inim ca un mort, când spune sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, în momentele acestea rugăciunea lui Iisus Hristos și este țintuit pe cruce, care este? Răzbunare? Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Este o rugăciune pentru iertare. Nu pentru răzbunare. La fel face apostolul Pavel, uitați-vă la modelul Pavel, 2 Timotei 4:16. Apostolul Pavel spune, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a stat cu mine, ci toți m-au părăsit. Na, așa să li se întâmple și lor când vor ajunge la necaz. Nu. Spune, să nu le țină Domnul în socoteală lucrul acesta. Aceasta este faza aceasta între realitate, între ieșire din impas, dar încă ești în depresie, încă ești în amărăciune, încă ești în necaz. Și atunci, în al patrulea rând, haideți să ne uităm împreună la o cură sigură din depresie. O cură sigură din depresie. Și în pasajul nostru, David ne aduce patru aspecte esențiale, patru aspecte esențiale, prin care, dacă le urmăm, în ciuda stării în care te-ai afla sau m-aș găsi, în ciuda amărăciunii pe care o experimentezi, a faptului că ai fost uitat, că ai fost abandonat, că ți s-a întors spatele, că ai fost asasinat în caracter, în ciuda aceasta, există posibilitate de ridicare, există posibilitate de redresare. Prima este aceasta, fă tot ce poți. Tu trebuie să-ți iei problema în mâini, cum am spus și rândul trecut. Tu trebuie să-ți iei problema în mâini. Și când ți-ai luat problema în mâini, situația în mâini, primul lucru, fă tot ce poți să te uiți la bunătatea Domnului. Uită-te la bunătatea Domnului. Versetul 19. O, cât de mare este bunătatea ta, pe care o păstrez pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine în fața fiilor oamenilor. Nu este nimeni așa de bun ca Domnul. Nimic nu este așa de bun ca Domnul. Întorceți privirile spre El, fă efortul acesta. Fă efortul acesta. Nu spune, m-a uitat Dumnezeu. Dumnezeu este bun. Când la Iisus Hristos a venit acel tânăr și a zis, bunule învățător, ce să fac ca să fiu mântuit? Iisus i-a răspuns, Marcu 10:18, bun este unul singur, Dumnezeu. Și Dumnezeu nu găsește plăcere ca tu sau eu să stai în depresie. Nu găsește plăcere acolo. Dumnezeu găsește plăcere să te ridice. Să mă ridice. De aceea, uite-te, fă efortul acesta și întorceți privirea spre bunătatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se va uita la tine cu milă, pentru că va vedea că vrei să te încrezi în El, va vedea că vrei să lucrezi cu El, să ieși din condiția ta. A doua măsură pentru cură este, uite-te, la măreția Domnului. La măreția Domnului, versetul 20. Tu îi ascunzi la adăpostul feței tale de cei ce îi prigonesc, îi ocrotești în cortul tău de limbile care îi clevetesc. Dumnezeu are posibilitatea aceasta, măreția aceasta, frații și surori. Dumnezeul nostru e mare și indiferent cât de căzut ai fi sau cât de căzut aș fi, are putere să te ridice și are putere să mă ridice.
Dacă ești curat înaintea Domnului și dacă sunt curat înaintea lui Dumnezeu, indiferent cât de mare este limba celor care clevetesc și asasinează, Dumnezeu luptă pentru cauza ta. Nu trebuie să lupți tu. Nu trebuie să lupți tu. Vedeți, noastră, David a trecut pe acolo. Tu ai trecut pe acolo. Eu am trecut pe acolo. Casa mea a trecut pe acolo. De când am venit în America, este acest efort continuu de asasinare de caracter. De exemplu, din sursă sigură, spun ei, am furat foarte mulți bani de la biserică. Mi-am cumpărat foarte multe vile în locuri exotice, pe banii bisericii și foarte multe apartamente în România. Tot pe acești bani furați, când îi cumpăr un cadou la soție, numai parfum, dacă îl cumpăr, costă $500 o sticluță. Deci așa parfum îi cumpăr, pe bani aceștia. Discutam câteodată cu soția și am zis, dacă m-aș ruga Domnului să le dea Domnul la oamenii aceștia atâția bani că ți-am furat eu de la biserică, numai 13 zile ar trăi. Știți de ce? Că omul rezistă numai 13 zile fără mâncare și fără apă. Dar nu pot să mă rog așa ceva. Pentru că aș greși, aș păcătui să fac lucrul acesta. Trebuie să mă rog ca Domnul. Iartă-i, că și de știu ce fac. Tot neștiutor sunt. Că nu asta este scopul. Scopul este să mă uit la Domnul, să te uiți la Domnul care știe să-ți apere cauza. Care știe să lupte pentru tine și casa ta. Care știe să lupte pentru sufletul tău, pentru că e prețios în ochii Domnului. De ce crezi că încă are răbdare Domnul cu tine? De ce crezi? Am să vă pun o întrebare. Și am să vă rog, pentru că sunteți oamenii lui Dumnezeu ca și mine, să fiți sinceri. Și fiți atenți cum sună întrebarea. Dacă ar fi după sfințenia ta personală și după ceea ce meriți înaintea Domnului, tu știi secretul vieții, bărbat, femeie, tânăr, tânără, părinte, păstor, copil, dacă ar fi după ceea ce meriți tu sau eu, câți dintre dumneavoastră, fiți atent la întrebare, puteți ridica mâna în sus că meritați să mai trăiți astăzi și să vă bucurați de harul Domnului? Îți vedem. Ați văzut? Nu, nu putem să ridicăm mâna în sus. Pentru că dacă suntem ceva, suntem prin harul Domnului, prin bunăvoința Lui. Deci dacă Domnul a avut răbdare cu mine și a avut răbdare cu tine, încearcă să ai și tu răbdare și nu căuta să te răzbuni. Privește, privește la măreția lui Dumnezeu care are posibilitatea să te acopere, să lucreze pentru tine. Altfel ai grijă cel ce umblă cu lucruri murdare, pentru că Dumnezeu urăște câteva lucruri și unul din lucrurile pe care le urăște este cel ce răspândește zvonuri mincinoase și stârnește certuri între frați. Atitudinea pe care învăț să o iau în asemenea împrejurări este cea pe care profetul Isaia o spune în 42, 18 la 20. Cine este orb dacă nu robul meu și surd ca solul meu pe care îl trimit? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul Domnului? Ai văzut multe, dar n-ai luat seama la ele. Ai deschis urechile, dar n-ai auzit. Isaia 42, 18 la 20. Aceasta este poziția pe care trebuie să o iai, pe care trebuie să o iau, pe care o trăiesc, ca să poți să stai în picioare. Să nu te depreseze strigătul celor de lângă tine sau invențiile lor. 3. Pentru a ieși din impas, a treia soluție pe care David o găsește este harul lui Dumnezeu. Da, harul lui Dumnezeu, versetul 21 și 22.
Binecuvântat să fie Domnul că și-a arătat în chip minunat îndurarea față de mine. Parcă aș fi fost într-o cetate întărită. Și uitați ce spune el. În pornirea mea nechipzuită, ziceam, sunt izgonit dinaintea ta. Dar tu ai auzit glasul rugăciunilor mele când am strigat către tine, mărit să fie Domnul. Ce a crezut? S-a terminat. Și într-adevăr este nechipzuit să crezi că Dumnezeu te uită. Observați, David vorbește. În pornirea mea nechipzuită am zis, s-a terminat. Dar mărit să fie numele tău. Când mă uit în final, când mă uit în urmă, parcă aș fi fost într-o cetate întărită. De ce? Pentru că Domnul este bun. Și harul lui este un har care ridică, nu care doboară. Frații mei, noi nu slujim un Dumnezeu care ne ia speranța. Noi slujim un Dumnezeu care ne dă speranță. Dacă ai auzit pe cineva că pentru tine s-a terminat și nu mai are Dumnezeu milă, nu ți-a spus adevărul. Dumnezeu are milă. Dacă-ți vezi greșeala, dacă-ți vezi păcatul, dacă-ți vezi condiția, o aduci înaintea lui Dumnezeu cu mărturisire și o părăsești. Atunci Dumnezeu te binecuvântă, îți dă din nou speranță. Te ridică iarăși, pentru că harul lui înseamnă îndurare. Înseamnă protecție, înseamnă intervenție divină, binecuvântată. Și apoi, în final, cea de-a patra măsură, cea de-a patra cură, care aduce ieșirea din starea aceasta de depresie, este încredere constantă în Domnul. Încredere constantă în Domnul. Versetele 23 și 24. Iubiți dar pe Domnul toți cei iubiți de El, căci Domnul păzește pe cei credincioși, și pedepsește aspru pe cei mândri. Fiți tari și îmbărbătați-vă inima toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Observați? Aceasta înseamnă că și dacă, cum spuneam rândul trecut, nu ești în dispoziția sufletească cea mai bună, pentru că ești în depresie, ești doborât, ești amărât, ai așteptat prea mult și n-ai mai văzut lumina la capătul tunelului, ai așteptat prea mult și n-ai văzut izbăvirea, totuși, David care a trecut pe acolo spune, fiți tari totuși, îmbărbătați-vă în Domnul, pentru că Dumnezeu păzește pe cei credincioși, fiți tari toți cei ce nădăjduiți în Domnul. El este un Dumnezeu care ne apără, un Dumnezeu care ne iubește. Dar în seara aceasta, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, ascultând mesajul, poate zici în dreptul tău, oare este pentru mine? Da, este pentru tine. Dumnezeu îți spune, este pentru tine. Este pentru mine. Tot ce este în Biblie este pentru noi. Și apoi, aș vrea să vă încurajez și să conclud cu aceste cuvinte pe care Duhul Sfânt le-a dat Sfântul Apostol Pavel atunci când a scris epistola sa de neîntrecut către romani. În capitolul 8, versetele 31 și 32, pentru toți cei ce sunt amărâți, pentru toți cei ce sunt depresați, pentru toți cei ce știu, nu mai știu încotro să o ia, nu mai știu ce să facă, uitați-vă și citiți cu mine din preună acolo pe screen. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El, nu fără El? Împreună cu El, toate lucrurile. Toate lucrurile. Dumnezeu te iubește. Aș vrea să fii sigur de lucrul acesta. El este Dumnezeul legământului, nu și-a uitat legământul. El este Dumnezeul creației, Elohim. Și dacă creația este în haos și totuși o menține și viața ta este în haos, în depresia în care te afli, vreau să spun că Dumnezeu poate face ordine
în haos. Face ordine în haos. Numai oamenii fac dezordine. Dumnezeu face ordine. Numai oamenii fac dezordine. Știți, discutau trei. Un arhitect, un chirurg și un politician, cum discuta astăzi la Washington. Și discuția lor era care este cea din tâi slujbă din lume. Și chirurgul a spus, cu siguranță, chirurgia, slujba mea. La care ceilalți doi, arhitectul și politicianul, întreba, dar de ce? Păi nu scrie în Biblie că Dumnezeu a făcut pe Adam și pe Eva, cum a făcut-o? Păi din coastă. Ei, a operat. Deci chirurgia e prima slujbă. Na. Zice arhitectul, prima slujbă în univers este arhitectura. Nu scrie în Biblie, zice, că pământul era pustiu și gol, era în haos, așa spune în ebraică. Tovu va bohu, haos. Și în engleză aveți haos. Și trebuia un arhitect să facă un plan acolo. Așa că arhitectura a fost prima. La care politicianul a spus, și cine credeți că a făcut haosul? Dumnezeu nu face haos. Dumnezeu face ordine. Și Dumnezeu face ordine și în viața ta, în amărăciunea ta, în zdrobirea ta, în căderea ta, în depresia ta. Nu este formulă magică. Formula este să crezi că Domnul este același, să-ți iei problema în mâini și să te întorci spre El. Așa cum spune cuvântul Domnului, tot David, eu am căutat pe Domnul și El m-a izbăvit. Mă rog Domnului să primești aceste cuvinte. Caută-L pe Domnul în ciuda mărăciunii tale și vei vedea că și pentru tine Dumnezeu este, cum spune Scriptura, pentru noi un Dumnezeu al izbăvirilor. Amin.